Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole. Moravuri de ieri și de azi. Dumnezeu să tragi cutia după tine, că dracu te-o lua. Am înțeles. Eh, Grigori, rămâi cu bine. Cu chine, Chirița, și ai grijă, bre, cu vremea asta. Trebuie să prindem carnavalul în Târgu Ieșului și apoi nu ne speriem noi de câțiva fulgi de omăt. Eh, luați-vă la revedere de la Babaca. Haide, arestiți-o, calipsiți-o, guliță. Haide, haide, haide. La revedere, Babaca! Sănătos, copii! Hai, surujii, dați-i drumul! Ioane, mojăcule, și stai bre acolo pe capră ca un digerat! Și nu strâi surujiilor să pornească odată! Bată-vă crușa de mangosâță, bă, bă! După cucoană, Nastasica Afin, îți scriu eu, Chirița Bârzoi, ot bârzoieni, ca să-ți aduc de știri că sosesc la Ieș, cam pe vremea carnavalului, cu cele două fete ale mele, Aristița și Calipsița, și cu băietul meu, Guliță. Mi-am pus tălp de sanii la trăsura mea și am înhamat 16 cai de poștă. Am aninat toate săpitele și toate cutiile de care am nevoie, că doar n-am să sosesc în Târgu Ieșilor dezbracată, Doamne iartă-mă. Am urcat deasupra pe Ioana, țiganca noastră roabă, cu încă o cutie de bonete și nădăjduiesc că așa, în curând, am să mă aflu pe ulița Păcurarilor, la barieră, ca să intru în capital. Chirița în Iași sau Două fete și o neneacă. Comedie cu cântece de Vasile Alexandrii. Interpretează un colectiv artistic de la Teatrul Național din Iași. O ridicat-o. Na, că s-a împotbolit. O rămas trăsura troinită în mijlocul drumului. Dar cine e în trăsură? Cucoana Chirița, domnule Vameș. Cum? Chirița? Chirița, surdule. Chirița, surdulea. Că doar n-am să stoc la ureche până mâine. Și ești bre, și alți pățiți. Carnac să că era să mă chiorască. Și ne zbârle cu bulgări. Cucoană? Și? Cum e numele dumitale? Ei, cum mi l-a dat nânașul. Lipsești de acolo. Așa știu și eu. Dar păi vezi, cucoană, că trebuie să trecem la catastiful barierii. Să mă treci la catastif pe mine. Dar ce sunt eu să mă treci la izvod? Auzi vorbă. Ei, măi, cu obraz nici mai sunt gulerații ăștia cu săghiuță. Lipsești, mojâșii, lipsești de aici, cât zară-n păr și te bat măr. Auzi dârzii, blestămății, obrăznișii și mojâșii. În catastifuri el să mă scrie, să-mi facă mii catagrafii, parcași de marfă, de băcănii, brașovenii sau lipscării. Lipsești, mojâșii, lipsești de aici, cât zară-n păr
și din Batler! O țară, o, că doar n-am urechi să ne le spargi neatare. Bucoană, avem poroncă să nu lăsăm pe nimeni în târg până a nu-l întreba de nume. Ei, acum are să-mi scoată și sufletul. Du-te, mai omule, descrie convenit în ieși cu coana Chirița banului Grigori Bârzoi de la Bârzoieni, cu Aristița, Calipsița și Guliță copiilor. Și pomelnic, cum ai zis cu coana? Ia că te surdu. Chirița, Aristița, Calipsița și Guliță Bârzoi, ot Bârzoieni. Mânați, măi, și luați seama la covățele, măi. Aici, în capitale, ești tot mereu cu zilele în mână. Rița, Răstița, Lăpșița și Guliță Bârzăoi. Păi, a dracului nume. Parcă se bat babele la gura ei. Mă duc să-i toarnă în catastif. Lăpșița, Rița... Forniți-ați, băi, jertfarii, băi! Ia, copiii, mă lăsa! Ia, ca mă, care să mă lesă într-o iam. Ia, loșie vartala, cu să prohodi varșoare. Dacă vă gura moșeșilor că vă aud copiii nimic. Ia, lasă-ne cu coană, hăi, nu ne mai năcăjă, că destul în acasă avem noi cu Radvanul ăsta. Auzi, mea ta, Radvan, trăsura mea din untă nouă, nouășoară, cam de pe vremea Bejănii. Hai, dimânați, băi, și nu mai faceți nicio vorbă. Ia, odată, copiii, răpate, ia! Ia, lasa-vă ciolarele șoarilor și chelea babisului. Ho, ho, ho! Dejava, de-amu ne-am troienit. Vai, ne-am troienit. Ia că asta-i, acum asta-i chiar colac peste pupăze. Și tu, Vasile, și stai acolo ca un putuc pe capră, m-am găsitule. Deși ea te-am îmbrăcat eu în livre cu firetul, coboară jos de ajută la trăsură. Ia vezi-l, mă rog, că parcă e un roier. Măi, nu ești bun de nicio treabă, măi. Păi dacă e chiar în zadar, nu ne scoate de aici nici dracu. Ți-o arată eu acuși pe dracu, somnorosule, da. Somnoros, da, și eu l-am închis ochii de două nopți. Ia uscă și răspunde acum. Acum mă dau jos la tine, Carnax, a? Na, că era să-mi rup șușările. E acolo pe răzor, mai tontule, mai pune umărul și împinge că ești coscoje. Haide! Surăjiilor, opintiți-vă, vârtos! Scavar vântul și v-aș vine pastra. Stai din gură, băi, că vă aud copchirii, nu-l auziți, fetilor? Fetilor, astupați-vă urechile. Dar tu, Cheramo, și stai acolo și ploșești ouă. Dă-te-i jos, ca să se mai ușureze trăsura. La coală, dar tu nu mă pot coboră fără scară. Scară-i trebuie scară. Să-i dai o scară, coțofană. Deschide-ți arechile și-i sări acum repede pe pământ. Haide! Și doar nu mi-i străca cutia, că atâta trebuie. Coală, vă-leu, că mi-a zglintit ghiciorul. Tronc, s-o străca și cutia. Parcă n-adins ai făcut ca să mi-o strici. O saracan de mine și de mine. Când vine să țâp, îmi vine să-mi iau câmpii. Dar mult am să mai stau eu în drum. Carnaxă! Când mi-o plesni și șurăturile de la rochii, păcatele mele și ele grele. Arestiți-o, calipsiți-o, dați-vă și voi jos, vre, că doar mi-o-mi distroieni mai degrabă. Ia ca așa frumos, să nu lunecați, să nu lunecați. Să mă cobor să iau cu săsasele. Ba nu, gulița nineacă, e nu, drăguță. Mă atașez în trăsură să nu rășești. E, nineacă, vreau să mă cobor, da. Nu, suflete, ți-am spus. Dacă mă iubești, stai locului puile și învălește-te cu contășul babacăi. Ei, m-am săturat de contăș, vreau să mă dau pe geas. Ba nu, să nu faci pozna asta, gulița nineacă. Ei, capi, nu-ți mai cumpără mama minavet. Știi, bata, flașneta și ei, știi, care ți-am făgăduit-o. E de 3 ani de când mă porți cu făgăduința. Gulița, mami, gulița, vai și nostim ești. Tu, nu fi de ochi. Hai, flăcăi, haide că mă făgăduiesc la toți un bacșiș bun, cât un fifiric de om, haide. Ia ca poznă mare, unde surujii? Orice fugit, cine știe, la vreo creșmă poate. E, că nu-s și eu cu dânsii. Of, o fugit și m-a lăsat lat în mijlocul drumului. Bre, poate să mă lovească ceva. Oh, să nu te apuși, mă rog, 70 de năpădăi. Chirielei sunt, Doamne, miluiește-mă. Mă rog, și de ține poștile.
Cine-i mai marele poștilor? Ot cup și cu dipcanilor. Să dea-i ochii cu mine dacă-l ține curaua. Să-i zic eu două vorbe, numai două, ca să le pomenească câte zile o mai trăi. Știi, cole, în Golpion de anul nou 1844. Iam să-ți spun, otcupcic dragă, vel otcupcic de dipcan, toți motanii fără șagă, nu-ți plătesc nici chiar doi bani. Of, măi frate, de-ai pacate, cu cai de poștă să te pornești, de multă șudă, de multă trudă, te simți cu poșta, îmbătrânești. Ba nu-s propiele, nici căpițele, ba ștreangu-i putred, de ars în foc. E plosca trosca, e trosca plosca, sluga-n prișină, ești tot pe loc. Sluga-n prișină, ești tot pe loc. Drept să-ți spun, otcupcic dragă, vel otcupcic digipcan, toți motanii fără șagă, nu-ți plătesc nici chiar doi bani. Căci dacă pleacă colbu-ti-n neacă, glodul-ți lipește, benghiuri pinas, biciu pocnește, te asurzăște și caii noștri alerg la pas. Ba stau pe dealuri, te dau de maluri, îți farmă trupul, de nu mai poți și de nu-ți pasă, ajungi acasă cu un ochi, cu o mână și cu trei roți. Cu un ochi, cu o mână și cu trei roți. Poftim poștii! Dacă nu merg caii, fug surujii! Unde s-o fi înfundat blastamații? Aici ne-a zbun dispânzurat în iar maroc! Vai, calul necușii! Vai de mine! O cazuni neaca pe gheață! Hai, dar buf, n-a cocicat și dudușile. Una piste alta. Topățiră. Eh, ce facem acum? Hai să lăsăm harabajiu și să ne suim într-o sane de birjă. Fie și așa. Hai, vină și tu, neamțule, cu noi. No, good, my neam, good. Iaca și vameșul. Cum e numele dumneavoastră, domnilor? Nea lui e Spatarul Hațmațuchi și eu Aga Crastavețovici. Amândoi cu șezuturi și cu avut un focșen. Cât pentru nea lui, neamțul, e vestitul baron von Schonsberg, care vine de la Podiloaie ca să dea concerturi instrumentale în folosul său. Zăcruși, ajută și da înainte la catastif, dacă poți, cenușerule. Repede-l luași pe bietul dorobanț, nene. Nume voia, nume i-am dat, să satului. Era ia ca un minavet de canari, cum viu eu. Ia ca neamță, și nu a apucat a intra în ieși, și a început a rupi urechile ieșerilor. Nu-i destul că ne-o asurză cu flașineta de la Roman și tot drumul. Ia să vezi cum o să-mi golăgănească, sunt patrioții. Iar la noi suflă vântul prin buzunare.
Am scăpat din focșani cum am putut, cu nepusă masă. Că depune mâna ispravnicul pe noi, ni trânte poate la gros. Vrei să zici la pușcărie? Și asta din pâșina ta, dacă ești prost și te lezi să te prindă la călți cu mâța în sac. Ce pisică în sac, nenio? Vina mea dacă s-a găsit alt cartofor mai țeapăn decât mine și m-a zăriteră când am tras păriga de dedesubtul cărților. În sfârșit ce-o fost, s-o trecut. Am scăpat de acolo. Acum ne rămâne să ne păzim aici cu câteva vremi până și s-o face lucru mușama. Deși trebuie mai întâi să ne prifacem numele, să le mai lungim. Tu te-ai chemat de azi înainte Pungescovici și eu Bondicescu. Ei, și apoi despre trai cum o să ducem? Că numai cu Iescu și cu Ovici, tot covrici, tot spanac. Despre trai? Helbet, feți logofez de soiul nostru cu meseria stosului și a bancului, nu pierănești, nu. Că apoi vezi tu, Neiculiță, viața e un stos de la început și până la sfârșit. Și lumea o masă de cărți. Tot meșteșul îi să pontarisești la vreme și să găsești drumul norocului ca să faci roi. Prea bine. Dacă ai goană de fante, fură o carte și așa îți dregi busuiocul. Nene-o mă crede, viața-i un stos, lumea o masă cu posta verde, tot meșteșugui de-a juca gros, de-a punta bine și de-a nu pierde. Ei, apoi halal de mine. Halal de tine, dacă vei ști să-ți poiești bine fruntea obrazul și fără frică de-a te roși, să faci transporturi cu cinstea mazo. O nineacă cu două fete, a ținit-i muntenii ca ai și pe treabă. Pe trebuliță! Îmi vin isterical, ne greșești. Am alergat prin toate crâșmele și surujii, tufă. Of, cine m-a pus pe mine să mă pornesc de la Bârjoieni? Nineacă, nu te tulbura, că iar te-o doresc plină. Splina, nineacă! Cum să nu mă tulbura restiță și calipsiță, dragă, dacă m-a lăsat tocmai în mijlocul drumului cu cățel și cu... Na, și ne facem acum, a? Și nici un bărbat, nimeni ca să ne vii într-ajutor. Of, îmi vine să mă trândesc la pământ. Un bărbat? Iată-mă, poruncă! Și-mi văzură urechile și-mi auzură ochii. Slavă ție, Doamne, iată în sfârșit un creștin. Doi cristian cu coană, că sunt și eu pacile. Foarte mulțumesc, dar mă rog, dumneavoastră, să mă ferișesc și eu cu numele dumneavoastră. Dumnealui, prietenul meu, este spătarul Pungescovici. Și dumnealui, Aga Bondicescu, al meu amic. Un spătar și un agă. Fetilor, țineți-vă mai drept și zâmbiți în urleu. Dar, mă rog, Cucoană, să ne norocim și noi. Eu sunt Cucoana Chirița a banului Grigore. Și Duducili? Bârzoi. Bârzoi. Și Duducili? Tot Bârzoieni. Am înțeles, dar Duducili? Copchilele mele, Arestița și Calipsița. Haide, faceți talii frumos. Mulțumim! Le-am adus aici și pe drăguțele din ele ca să petreacă în Iași carnavalul. Și puneți-vă, băietilor, în gând, după și ne-am năcăjut pe drum două zile și două nopți, când să ajungem la gazdă, ne fug surujii tocmai la capătul târgului. Ne fug surujii tocmai la capătul târgului. Cu coană, Chiriță, noi amândoi suntem gata la poruncele dumitale și prefericiți de a te putea înlesni la orice-ai dori în târgul nostru. Bunătatea dumneavoastră. Și se potrivește. Primiți deocamdată brațele noastre ca să vă ducem la gazdă. Și cât pentru trăsură, n-ai nicio grijă. Om trimite boii noștri ca să o aducă. Da, boi. Bucuros, foarte bucuros. Vai și cu conaș de treabă, dacă ar fi și holtei. Dați brațul și mergeți pupuică, fetelor, în vârful scarpilor. Haideți împreună, vesel să pornim, și-ntr-o casă bună să ne găzduim. Haideți împreună, vesel să pornim, și-ntr-o casă bună să ne găzduim.
demoiselle dragă, sunt prefericit, ca să-ți dau eu brațul, m-am învrednișit. Demoiselle scumpă, în veci n-o-i uita, c-astăzi la brațetă merg cu dumneata. Unul zi-și iagă, celălalt spatar, dia-ș prindijineri, i-aș lua în dar. Unul zeși iagă, celălalt spatar, dia-ș prindi jineri, i-aș lua în dar. Haideți împreună, vezi să pornim, și-n o casă bună să ne găsurim. Haideți împreună, vezi să pornim, și-n o casă bună să ne găsurim. Guliță! Unde-i Guliță? Chirie Leison! Era să-mi uit odorul în trăsură! Guliță! Guliță! Nu pe aesta, măsiune, Arsule! Cântă pe celălalt! Nu pe aesta, pe celălalt! Nu lasă-mi zis un ghen! Eu vă jură, Oti, o ieșit dimora din trăsură, fără de blană! Sarea cam de mine că o fi înghețat! Ce faci aici, deavolii, nu ți-am spus că să nu ieși din contășul babac? Ei, m-a săturat de contășul babac! Ia privește că i-a zoroșit nasul, parcă e o sfeclă digerată! Doamne, doamne, și păcate să ai plos! Măi, Vasile, măi! Omul! Adă blana și ea din trăsură, că l-o lovi un junc și mai mare fi beleaua! Omul! Ia canașul, bagul canașul! Și voi care ați fost? De la asta s-ați iasă dezvărit? Vin încoace să te îmbrac, păcatule! Nu vreau, nu vreau! Las că tu îi spun eu, papa! Și fașii, vai de mine, care să mă nebunească demonul ăsta! Parcă văd că iar mă apucă splina! Ascultă, Gulița Nineacă, haide că ne așteaptă țâțașele! Nu-mi pasă mie de țâțașe, nu merg! Ei, vine că-ți cumpăr minavetul și ala, știi, mata? Cumpieri? Dacă e așa, ia-mi-l pe ăsta, a lui Monsiu Neamsu. Vină cu noi, Monsiu Neamsule. Good, good, zărbevol. Lasă, te văd eu acasă, păcatule, ca păi ți-o-i dai eu un minavet după șeapă că nu le putea duși. Măi, oare, măi, trebuie aici cu țiganca, măi, ca să păzâți lucrurile până și-ar veni boie să vedeți și trăsura. Vedeți să pierdeți, mă, cutii, că sfântul Neculae e gata. Și minuni, Coana Chirița! Coana Nastasica Afin! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ai primit scrisoarea mea? Dar cum nu, cum nu? Dar nu mă așteptam ca și sosit! Da, dumneata, cum de te întâlnesc singură lângă barieră? Am ieșit puțin ca să mă primblu afară din târg, că prin târg e potop, te ferească Dumnezeu! Da bine, pijos! Haide, haide, nu te roșu, soro dragă. Lumea e lumii și tinereța e tinereță. Și te sastisești. Lasă, bre, între noi. Dar nu mă sastisesc, soro, nici de cum. Mă primblu pijos pentru că așa îmi place. Am venit cu sardarul cu culeți. Cu sardarul? Miteteca. Rămâinile cu coală, Chiriță! Plecă și un arhon, sardar, tot la ajiești, mai marile polițailor! Director și supusă slugă! Și la mai mari! Amin! Da? Unde-ți sunt dudușile? Racan de mine, bacă chiar! Unde-s? Unde-s? Dar și pe mine mă întreb! Da, bine zici, sărutați așa, chisori, s-o pornit la brațetă cu doi cavaleri! La brațetă cu doi cavaleri! Precum zici, soro, unul Aga Bondișescu și celălalt Spataru Pungescoviș. Doi bujori, surioare, două zarnăcatele. Bondișescu, Pungescoviș, mare poznă. Apoi bine, Coana,
Chiriță, să poate să-ți lași copchilele pe mâna unor necunoscuți? Dar și nu știi ce verbal. Vai de mine, pușchea pe limbă-ți, vai de mine! Ah, începe să mă umfli grija din tălpi, mă furnică sudor și prin spate. Ia ca poazna asta! Nu cumva să zărești pe șosă? Arestiți-o! 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 Auzi, Cucoană Năstăsică, Vameșul din Focșeni îmi scrie cu poșta de astăzi despre un oarecare Bondici, unul Pungescu, doi coțcari care au dezbrăcat lumea pe acolo. Și mă sfătuiește să-i privighez de aproape. Oare tocmai ei să fie? Nimica! Tufă! O-a intrat fetele în pământ! Vai de mine, vai de mine și de mine, Arhon Zardar, nu mă lăsa. Dacă află bărbatul meu, am sfeclit-o. Ioane, aleargă, aleargă. Ba, ba, tu rămâi acolo cu țiganca. Arhon Zardar, ridică toată agia închișoare. Saracan de mine, așa poznă, să-mi furinie fetele de la ochi. Hai de grabă cu toții să le căutăm. Beata Arestița, beata Calipsița, sfinte mina. Să știi că-ți dau 7 paraclisuri. De grabă, de grabă, cu toți alergăm, să mergem în grabă să le căutăm. Văd ghetele fete că le-am prăpădit și le-am dat pipete, de-acum m-am topit. De grabă, de grabă, cu toți alergăm, să mergem în grabă să le căutăm. Ia te uite, ia te uite, ia! Du-te, pârlișonțule, cu țărăitoarea asta! Ah, ah, carnaxe că era să mă prăbușez! Un fertreglic, donăr! Vedem și noi la gazdă în târgul Ieșului. E plăcut aici la Ieș, nu? Plăcut, Cucoană, plăcut. Oricum, mai plăcut decât pe coviltirea trăsurii. Atunci să ne pregătim de bal. Flașneta, iarăși flașneta asta care să mă năușească trântorul aici cu flașneta lui. Câtă-i zimulica de mare, tot țârlăiește de urlă tăți crinima halale. Fă, Ioana, da, ia du-te și spune cu conașului să tacă, că m-am săturat de mozăca asta ca de mere pădureță. Ia că mă duc! Îmi vine acru. Așa mi se cade dacă mă potrivesc să-i cumpăr minavetul de la neamț. Vai de mine, tronc! Ei, mi-a intrat nucușoară în ochi. Fa, vină cu așa. Auzi, auzi, Cucoană, ia că... Mă rog, și ți-am spus eu când ți-am poruncit să-mi pregătești păișoare de bumbac pentru sprinșenii. Aud? Băi, mi-ai zis... Nu ți-am zis eu să le faci subțiri, subțirele? Ia vezi cum mi le-ai meșterit, parcă-s buzdugarii de vela armași din vremea domnilor greși. Ei, dar lasă, Cucoană, că-s tocmai cum trebuie. Doar ți-am mai făcut-o pamatufuri și bădănale de sprincene. Niciodată, niciodată nu ți-ai făcut așa frumoase sprincene. Parcă două lichitori umflate. Înghinate-s cum trebuie. Dizghinate, Cucoană, dizghinate. Hop, hop, șu! Na. Să trăiți, să vă fii de bine. M-o fi pomenit dumnealui Ioană? Ei, v-o fi pomenit, Cucoană. Of, când ar fi de față suflețelul meu să mă vadă, cum și-ar mai răsuși el mustețele? Hop, hop, șu! Mă rog, iar mă pominești! Sprinșenii fac tătii prișinii și cu foc și cu pârjol
Și amor îl dau de gol. Când un tinerel îți place și amorez, voiește al fașii. Cât mi-l iei puțin la ochi, l-ai trecut cu didi ochi. Cât-i jos și din sprinșenii de amor se umflă-n penii. Cât din buză mi zâmbești, chiar pe loc îl nebunești. Ochii-și sprinșenii li cu Prodoa este. Am vine ca să latru, nu altă ceva. Diavoli, mă bagi din pofondrii, diavoli! Las-te, neacă, că-mi las muzica! Să-i dai eu acum o muzică peste cap, dracu de orniță! Așa, așa, mai bine scânci și tu decât să turbezi eu. Asta-i, of, of, că nu mai fi suferit. Doamne, Maica Domnului, de când am venit aici în Iești să mărit fetele, am prins la istericale ca o gheratiță. Acasă-i cu Coana? Acasă, acasă, dar am vrut să ghilosești. Auzi, tontul, că mă ghilosesc. Eu o-s ghilosită de când m-am botezat. Dar poftim Coana asta să găvare pe mine, poftim, nu te potrivim. Poate că te deranjare să-ți spană, Chiriță, dar n-am vrut să-ți trec pe la poartă ca o străină. Ei, cum să mă rânjarisești, tocmai dumneata? Rânjarisești? Ia ca și Luluța, ai scos-o de la pasiona da, astăzi. Pentru că mâine e duminică. Da, și frumușică-i diavoloaica da. Îți vine să o mănânci de vie. Să mă mănânci, mersi. Și n-ar nici măcar din ha, 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 ha. Bat-o norocul când nu asta-i băi. Hai, vin, o să te sărut. Hai din la mătușica. Mama, și-o poți mătușica de și-o pus lipitor pe frunte? O doare capul? Și eu lipitor? Și lipitor, și lipitor, unde vezi tu lipitor? Și una-i numai pe jumătate. Cum i-aș mai suși eu gâtul să fie fata mea? Mama, să-mi cumpir și mie o pereche de sprânșeni din târg să le pun păpușii de anul nou. Bine, 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 ți-l cumpărat, tăși de gură. Să te și să tacă, dar las-o, frate, să vorbească, că-i copchilă, bre. Să cunoaște că o învățat la pasion. Pansion, mătușică, nu pasion. Ei, fie și pansion, că doar n-am învățat cu guvernantă. Da, ca să știu și eu nemțeaște. Guvernantă, mătușică, nu guvernantă. Dar bine, mătușică, așa vorbiți pe acolo, prin provincii? Guvernanta ne-a spus nouă că vorbiți o limbă nouă. Când îi vorba de parchet, ziceți că-i curat pichet. Când îi de tapisărie, o numiți patisărie. Când îi botinii de glanț, ziceți botoaie de clanț. Un ceasornic cronometru îl numiți cu barometru. Șor și lucru de bonton, monton, zebon sau triton. Ha, 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 și juvaierei. Și triton ți-aș trage eu trântorile. Ha, 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 are un duh cât șapte și dă de întrânsa niște vorbi. Ei, mă rog, mă rog să nu ne-a de ochi. La că ți-o sărit un dinte, mătușică. Un dinte, vai, de mine, care dinte? E un pai. Altdată să știi, mătușică, că aici în Ieși nu este obicei să faci pun obrazul altora. Nu-i frumos. Auzi, pacatul, auzi cum o înșalat de mi-o sărit inima din loc. Să-ți spun drept, soră, dragă, ți-i tare hazlie, Luluța, dar e cam obrăznicuță, adică să nu te superi. Mademoiselle,
Ceri pardon, mătușică. Ba, nu vrei că îți poruncește mama? Apoi să te duci de grabă la colț și să nu crăcrești. Mersi, maman. Tot mă dureau pișoarele. Mai bine ieși de pe scaun. Aha, gine o făcut. Dar de ce o pui la colț, dragă? Ei, lasă mai prindă la minte că-i prenebună. Ia spune, mă rog, ce fac copchelile dumitale? Arăștița și Calipsuța se gătesc de bal pe de seară la mata. Pe de seară? Dar de pe acum? Dar de pe autocar? Ei, știi, mata, cum sunt fetele când se gătesc de bal. Bali trebuie una, bali trebuie alta. Deci când te trezești o noapte de tot, de aceea mai bine să se apuși de tauletă acum de cu ziua, știi? Vorba veche, însuratul de vreme și sculatul de dimineață. Apropo de însurat, nu s-a înfățoșat niciun holtei ca să-și ceară dudușele? Of, bate-i conșina de holtei să-i bată, că asta mă mănâncă de vii, dragă. Ai fete, soro, ai și pereal. Da. Zici că este la teatru un cântec. Da. Of, 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 of. Da, da. Îl știu, soro, cel din piatra din casă. Ei, nu știu din care teatru o fi, dar nu-ți uita vorba. L-am auzit și eu la Botșani. Și de atunci am huiești necontenit în cap ca un bondar. Am să ți-l cânt. Of, 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 și supărare de-a avea o fată mare. O hrănești ca s-o crești și-apoi trebuie să pornești la vânat prin cel sat ca să-i cauți un bărbat. Din Flăcău, Mătărău, din chin la duhul său, din ghebos, urișos, îi zici nostim și mumos, și-i zâmbești, îl slăvești, doar să poți să-l jinerești. Of, 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 și supărare de-a avea o fată mare. Ei, apoi închipuiește-ți acum, soro, dacă cu o singură fată ai atâtea supărări, dar cu două. Da, mai șez, dragă, pentru hatârul meu, să mă vezi moartă, să mă îngropi dacă te-ai duși. Hai de mine că mi-am găsit beleaua. Și așa cum îți spuneam, draga mea, zic într-o zi boierului meu: frate, știi că avem două fete mari? Parcă l-aud. Ba și mari coșcojebre, cât niște zdravoni. Bărbatul meu e tare mucalit. Bată-l norocul cu un car de galbin. Ei bine, zic eu, gândit-ai, dragă, să le marităm? Da. Le-am găsit doi bărbați pe sprinșeană. Mă rog, care și care? Paharnicul Brustur și Căminarul Coșurle, vișinii noștri de moșie. Brustur și Coșurle? Ia-n lei, frate, dar cum o să-mi dai o fetele după niște boiernași de țară, bre? Fete frumușele, tinerele, curățele, hărnișele cu franțuzasca lor, cu ghitarda lor, cu cadrilul lor, gospodini buni, iconoame, cetite, jucate, pricopsite, ghilosite, să le fac eu pe una brusturoaie și pe ceilalte coșurloaie, atât să ajung aici. Auzi, dumneata, brusturoaie și coșurloaie, mai bine ori mocni și ori îmbătrâni în casa noastră părintească. Brusturi și coșurile au moșioare bune, au bănisori buni, au vitișoare bune. Ei, și, pentru că au ei niște jete, deși ea să-mi fac eu blăstămul și să-mi dau copchilele după dânsii, cât-i cucu și-or pune dumnealor pofta în cui. Ba nu și-or pune pentru că le-am făgăduit. Ba și-or pune eu. Ba nu și-or pune eu. Ba și-or. Ba nu. Ba și-or. Ba și-or. Și-am leșinat, draga mea. Ai leșinat, ai leșinat. Fără doar și poate. Când m-am trezit, ghetul sufletelul meu de bărbat,
era lângă mine și-și smulgea mustețele șir cu șir de dăs de dăjduire. Și pentru ca să mă liniștească, mi-a făgăduit să mă lase să vin aici în Câșleș la ieși cu fete cu tăt, pentru ca să șerc doar lui putea mărita pe aici. Însă mi-a hotărât ritos că dacă noi izbuti să prind gineri prin ieși până la sfârșitul carnavalului, apoi mă brustuluiește și îmi coșuruiește odoarele. Ei, ei, și până acum nu s-a arătat nimeni? Cum nu? Înțelegi că îndată ce am sosit aici, mi-am scos fetele la evală, pe la teatru, pe la soarele, ghilosăte, gătite, împopoțonate, îmbrăcate tot după modă. Da, și dracu să faci, dacă ai juvaieruri, trebuie să le arăți. Sigur, ești în sfârșit. În sfârșit, draga mea, am prins doi în capcană. Dar nu ne-o pomeni niciunul de Isaia Dănțuiește. Dar cine și cine? Aga Bondișescu și Spataru Pungescoviș. Sărtaru Cuculeț mi-a vorbit de ei ca de niște berbanți. Aud? Mă rog, îi cunoști? Cum nu? Vin în toate zilele să ne vadă. Și știi una? Pare misă că le s-au aprins călcăile. Și-ți spune Chirița? Dar n-ai cercetat cine sunt, de unde sunt, ce stare au? Și atâta cercetare, draga mea, când unul e agă și celălalt e spatari. Și apoi tineri, soro, cu vorbă frumoasă, cu igemonicon, cu tabieturi, nu ca brusturi și coșurile, groși de șafă și niște morocănoși. Așa gineri mai vii de acasă, numai să-i vezi. Niniache, niniache, ia ca un ravaș de la babaca. Un ravaș de la dumnealui, adă-l încoașe, cu voia matale, coana n-asta să cât. Da, mă rog, poftim. Am un tiu. Eu drut, monsiu. Sipetică dulce. Vai, 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 cum îmi bate inima. Parcă îmi vestește ceva bun. Sărut, gurița matale, scumpa mecherițoaie. Mai întâi nu lipsesc a cerceta despre întregimea sănătății matale și a copiilor. Al doilei, vei ști că din mila pronii șerești mă găsesc și eu sănătos. Însă, fifița... O răposat de jigarai. O clapat? Bine o făcut, că m-am uscat tot din nas. Tași, varvarule! Fifița! Când ai ști coala asta să câși cățălușă? Și frumusețe! Numai atât e ca era și când hămăie, dacă îi fi auzit glas, uite așa pășe. Auzi cum latră! E, în sfârșit... Și-o fost o dus, așa e scris, toți suntem niște muritori. Al treilea, te înștiințez că Câșlejile s-apropie de sfârșit, drept care îți poruncesc ca să-ți faci catrafusele și să vii înapoi îndată, la Bârzoieni, ca să facem cununii cu paharni, cu brusturi și cu căminarul coșurile. Căși la dimpotrivă vin eu însumi la ieși ca să vă umflu pe sus cu nepus în masă. Al matale soț supus și iubit, Grigori Bârzoi, Ot Bârzoien, 15 genarii 1844. Baba care să vii aici? Da. A, bine îmi pare. Am să-i cânt toată ziua din Minavet. Minavet, Minavet, plasă. Păi ce e și ea Minavet? Minavet? Plasnetă, mademoiselle. Ai văzut, dragă coană Anastasă, că și-mi scrie dumnealui și mă sfătuiești, da. Mata, să fac. Știu și eu. Știi și? Îmi vine să-i strâng ușa pe Bondișescu și pe Pungescoviș ca să-mi hotărască odată și gândureau. Mică m-ai trezit odată cu bărbatul meu țop hop în spate și apoi să știi că am codălghit-o. Fă cum i-s ocotit, dragă coană Chiriță, dar eu una te sfătuiesc. Să nu te grăbești până n-ai aflat lămurit și ne sunt tineri. Alei, dragă, dar nu ți-am spus de atâtea ori că unul e agă și celălalt e spatar? Nu cumva vrei să-i păstreze pentru trântorița ei? În sfârșit, e treaba dumitale. Eu mă duc, dar nădăjduiesc că nu-i lipsă de sară de la bal. Cum, Doamne, iartă-mă să lipsesc? Se poate când am fete de căsătorit? Hai, Luluță, și zi bonjur, mătușică-i. Bonjur? E poznă de noastimă. Știr baba baculată? Ce-ai zis? Luluță. Că nu ești a mea, păcatule, și ți-aș mai trage eu. Ei, la revedere, fi de sară. La revedere. Hai, Luluță! La revedere, la revedere, la revedere! Acum hai de grabă la îmbrăcat. Guliță, du-te și spune straile și ele de anul nou. Haide și te fă pupuica, sufletul meu. Vasile, Vasile! Ioane, Ioane! Vasile, Vasile! Și coloșule! Dar vine de puni suboții!
Nimeni în tindă, nimeni în odaie, tufă ca în punga noastră. Poftim, arhont spătar, că aici suntem la locul nostru. A, poftim dumneata întâi, arhont agă. Ba, mă ferească Dumnezeu. Poftim, poftim. E, ce se potrivește. Ne poftim ca oare cine la temniță. Iar nu pomeni de temniță, nene, că mă înfior până în unghii. Pentru cine e culiță? Pentru că ai pârjolit mai de unăs la cărți pe sărdarul Cuculeț? Precum zici, acest onorabil serdar e director la agie. Și am însemnat că el ne urmărește ca o umbră peste tot locul. Nu cumva oare vrea să ne joace vreo coțcă? E, până la coțca lui, iei-o tu înainte cu coțca ta și zi, buni 40, cu urmați 50. O știu, dar mi-e frică. De ce să fac? Mi-e frică. Cu un director de agie nu e lucru de glumit, că cel poate în promânie să te puie la dubit. Pentru ce să-ți fie frică? Nu ești neniovel spătar. A, spătare chiar nimică. Înțeleg, fii agă, dar. Agă, agă, bine, fie. Rangul nobil și-l primesc. Însă, însă, de agie eu mă tem și mă feresc. E, degeaba. Nici că o să pot să-l fac om. Dar ia spune, din surat ne însurăm? Zestre este? E, trebuie să fie, că-s de la țară. Și știi tu că la țară se îngrașă boboci. Boboci? Vrei să zici gâscănași? Mm-hmm. Bine ar fi să ne luăm de vorbă în sfârșit cu Coana Chirița, cu nineata. Bine, da, începe tu că ești mai ischisoar. Mm-hmm. Nu mai ne sare înfățișa. Oare... oare unde să fie? Ia caută printre uși. Să trag o repede aruncătură de ochi? Bine. Altă nu ne rămâne decât să ne însurăm, pentru ca să scăpăm de creditori și de lipsa de toate zilele. Duduși riscam, da, pui vorba aceea. Rău cu rău, însă mai rău fără de rău. Auleu, ce-mi văzură ochii? Baba-și pune boia în păr, al naibii. Ia uite besactele. Bre. Și de gavanoșele cu dresuri, și alb, și roșior, și negru. Se vede că zugrăvește cu coana. Ce văd? O foaie de zăstri. Neiculiță, vino de grabă să vezi. Ce anume? Ascultă. Foaia de zăstri a fișilor mele, Aristița și Calipsița. Două prosoape de mire, berbălăcuri pentru ras, cu sute de copchiri la ghegef, două chisele de tutun, tij cu sute de copile, cu fluturi, două tocuri de pieptene de catife, tij cu fluturi, două călăfuri de imamele cu muțunache, tij cusut cu fluturi de copchile. Aoleu, ce de mai fluturi! O să părem chiar grădin cu flori de mac. Așa, și în sfârșit câte 1500 de galbeni de fată, bani naht, împărătești și cu zâmț. 1500 de galbeni! Inșala, mașala, m-am făcut chiabur. Ei, mai bine era mai puțin fluturi și mai mulți galbeni. Las-o, nene, că-s bun și ăia. Cu 1500 de galbeni în capital, îmi fac stare. Și închei zicând să le fie de bine copchilor, jinerilor și tot neamului lor. Iscălit, Banu, Grigori, Brzoi, Ot Brzoi. Brzoi, nu te cunosc, dar prelegea mea te-aș băga în sân dacă ai încăpe de urechi. Vivat, vivat pentru noi, soarta începe a fi cu nuri. Vivat, vivat amândoi, ne-am făcut boieri chiaburi. Vivat, vivat pentru noi, soarta începe a fi cu nuri. Vivat, vivat amândoi, ne-am făcut boieri chiaburi. Sărutăm mânușițile și picioarele dădușilor. Monziu!
Ieși vă sfiiți din noi, care am fost întotdeauna. Suntem și vom fi în veci supus le slujii nineacăi dumneavoastră și... Și chiar adoratorii copililor nineacăi. Da, dar adoratorii cei mai înflăcărați. Pe care o iei tu, a? Pe Calipsița. Ei treci lângă ei. Haiți! Nu mă îndoiesc să duc Aristiță, că din șasul și ți-am dat brațul la păpurari, ai înțeles că te iubesc. Ui, monsiu! Sper, domnișoară, că... Ui, monsiu! Ui! Dar șarmantă demoiselă, animam de columbelă, în etern te va iubi. Mersi! Și eu tij o duducuță, să fiu bufnă, să fiu cuță, dacă nu te voi slăvi. Tu jur! Ah, mersi! Și mulți îndiri și fericiți. De pistimini, apșu, fiez de bine. Aaaa! Miniaca! Amin, vă blagoslovesc! Mama! Și mama, și mama, și vă spăreți, și siocaua! Vă iubiți să vă fie de gine. Doar nu smitregă, parcă și doresc eu decât fericirea voastră. Inima mea de mamă, pentru că eu v-am crescut, v-am hrănit, v-am alaptat. Luați-vă, însurați-vă, eu vă dau blagoslovenia mea. Coană, Chiriță. Acum și pururea și în veșii veșilor. Slavă ție, Doamne, că m-am cotorosit. Coană, Chiriță, suntem pătrunși până în suflet și cred că ne-om sili de a fi jinerii și mai supuși și mai... Păcat că n-am o frunză de șapă să lăcrimez puțin. Cu coană, soacră, las pe noi atâta. Ți-nțeleg, fătul meu, drag arhon spatar, eu atâta vă spun. Noroc bun! Și mulți îndiri și fericiri, și mulți amiri de pistimini. Fie-ți de bine. Amin și într-un șas bun. Ah, când am să duc eu vestea asta în bal, dumneavoastră veniți la balul Afinoi? Mai târziu, poate, dar... Dar păi nu suntem poftiți, nenea. Tași mult, tași tot. Să ne dați voi avântuvărești până acolo. Bucuros! Haide să pornim! Guliță! Guliță! Aud, mineacă! Gata, ești suflete! Iată-mă-s! Haide, stăți cu veselie! Hai la bal să alergăm! Și-n plăcere așa mai vie, până mâini să tot jucăm! Haide, stăți cu veselie! Hai la bal să alergăm! Și-n plăcere așa mai vie, până mâini să tot jucăm! Înțeles bine ce v-am poruncit? Am înțeles, cucoană. În 2 ore ne sosesc cu oaspeții. Să aprindeți lumânările. Maman, eu să joc dacă m-o pofti cineva? Să joci? Auzi, dumneata, un copchil cât o șchioapă să joace. Auzi, dumneata, zău că nu mai sunt copchil ziua de azi. Îmi dai voie, chel plezir. Dar vine, Luluță, tu știi să joci? Cum să nu știu? Am învățat la pansion și valsul, și cotilionul, și polca, și mazurca, și cadril, toate danțurile. Frumos, da. Și va carte, ai mai avut timp să înveți? Și nemțești, și italienești, și franțuzești, toate limbile. Da, afară de limba ta, limba românească. A, păi dacă nu știi nici, madama. Și ești, și ne vine la bal de pe acum? De pe un sărat. Și nici măcar nu s-au aprins policandrele. Doamna, ce te era să fac burca? Mama, mama, vine mătușica. Mana Chirița, de pe acum? O, slavă Domnule, că am ajuns cu capul teafă. Sărut ochișorii cu Ana Nastasăcă. Bun seara! Bun seara!
Bonsoir, doamne, doamne, dar eu e pe ulița Matale, vre. Capitate uliță. De hamite ne-a venit. Am venit până aici tot cu zilele mână. Păi ai uliță să este, pavea asta. Nu poți să faci doi pași fără a fi povestea vorbit. Ori cu capul de ceatră, ori cu ceatra de cap. Și apoi vă mai lăudați cu ieșuista dumneavoastră. Așa e capitalii. Apoi așa capitalii. Mai dușică, poate că ți-o mai sărit un dinte pe drum. Ba nu o sărit, că e o firușine. Cu paveaua asta poșită, uite că ne-am mușcat limba de o 7 ori până aici. Să eu n-am mușcat limba. Și eu. Și eu. Ia ca și dietele copilului și-au mușcat limba, sărmanele de ele, dar nu-ți uita vorba cu anul ăsta, că parcă nu văd încă pe nimeni în bal. Dar păi încă nu-i vreme. Aici în ești pe la noi lumea se adună pe la 9-6 și acum de pe 8. Dar bine, dar ce să facem mai până la 9-6 seara, vrei? Să ședem cu amândouă? Nu vrei să mergeți la teatru? Mergem, mergem! Este loja mea. La teatru? Hmm? Aha, îmi place. Dar și să părăstuiește, mă rog, în astă seară? O piesă nouă. Ca? Două fete și o nedeacă. A, eu mă duc. Drept să-ți spun, eu mă nebunesc de râs la șelf teatru. Și noi, nineu, nineu. Dacă poftești să mergi, trăsura mea e gata. Da, cucoane. Zi să tragă la scară. Sărut ochișorii. Arestiți-o, calepsiți-o. Hai, nineu. Hai, fetelor, veniți cu mine. Da, păi, eu, nineu, că să nu fie. Ma ta, poiule, rămâi aici, ca ai să rășești pe drum. Șezi cu duduca Luluța. Mai știi pozna? Poate că ne înscriem mai târziu cu afinoaie. Hai, fetilor! Haideți, haideți cu grăbire la șel teatru românesc, unde rănile din fire ne-nșetați să bișuiesc. Haideți, haideți cu grăbire la șel teatru românesc, unde rănile din fire ne-nșetați să bișuiesc. De-a sine-ți-o căm, de-a puia gaia, ori de-a baba oarbă. Parcă-i la școală. Râs de mine, mă duc acasă. Nu, 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 stai, stai, îți făgăduiesc să-ți dau pace de-acu. Numai să nu te uiți drept la mine, iar mă umflă râsul. E foarte bine, m-ai uitat de-acu mi-a zis-o, cu coada ochiului, dacă vrei. Ia spune-mi. Știi să joci? Hai, 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 m-a învățat un francez să joc carcanul. Ia asta, sunt cu mâinile și cu pișoarele. Să hai, hai. Ei, apoi să jucăm împreună tot balul, da? Da, ma ta știi să-mi pletez din pișoare? Auzi, întrebare, parcă n-aș fi din ieși. Nu te supăra, credem că fii mititică, poate că... Mititică, te poftesc? Măcar că sunt bunica mititică, sunt de vreo 70 de ani. Asta-i tot tremur în capul. Matale, de câți ani ești? De 15. 13. 15. 15. 15. E, îmi dai tifla? Ia n-ascultă, mamzelă. Prelezia mea. Și, și, mă rog, și. Nimic. Iar te-ai uitat drept la mine. Eu? Mă duc acum să acasă. Oh, iar te-ai supărat, dar iute mai ești. Ei, să stai câți iute, ca hreamă. Hai, hai să ne împăcăm. Vrei? Dă mâna încoace. Al dracului, fetiță, mă susiește ca pe un titirios. Așa, acum fiindcă suntem prieteni, hai să cântăm și să jucăm. Vrei, monsiuguliță? Bucuros, dar și să cântăm. Frunză verde? Ba nu, 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 lasă-ți cânt eu un cântec care l-am auzit la guvernanta, cu joc la sfârșit. Să te văd, adică să te aud, îmi deschid urechile în pat. Dacă-s destul așa cum sunt, îți deschisă cât 8. Mă păcălesc. Sunt un bun garson. Ascultă. Dar cum îi zic cânticului? Drin, drin, drin. Drin, drin, drin. Parcă zurgălei de sani. Ba mai curând clinchea de galbeni în pungă. Si păcat că n-am minavetul aici. Ia strazi un concert de sele tătărăsc. Aici și nești vrei să ai răsunit, la toți să plași și să fii chiar slăvit. Cel mai bun chip e să produci un sunit, un sunit viu și de toți prea iubit. Drin, 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 drin,
drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin. Divrei amor dă-ți ochii peste spate și la prilej fii cam obrăzlișel, iar de voiești să ai în vești dreptate și-l mai bun chipi să faci frumușel. Drin, 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 drin. Nu vrei să jucăm o leacă? Hai! Cu plăcere! Na, teras-mă de jos, diavolii! Se vede că balul s-a și început, deși nu a sosit încă niciun musafir. Eu sunt cel din tăi, dar ca prieten vechi al cucoanei asta săcăi, e de datoria mea să vin odată cu lăutari. Am adus de la Gii vreo doi epistați ca să șadă la ușă, după formă. Când ziua de astăzi un bal fără slujitor la scară și întindă, n-are nici ifos, nici egemonicon. Sărdarul cucule! Eu, cel întâi și cel de pe urmă. Dar pururea credincios și supusă slugă cu coană în asta săcă. Cel din tâi? Ba, astăzi te-ai trezit prea târziu, arhon sărdar. Da, cum? Au venit alții înaintea dumitale. Și care? Cu Ada Chirița, cu tot neamul ei. Încă nu a apucat să repeșoare să aprindă lumânările și dumneei, țop, oșu fost aici. Mare poznașii, dar unde-i tirog, a? Am trimis-o la teatru ca să petreacă până și începe balul. La teatru? Dar se vede că nu știi ce joacă în astă seară. O piesă nouă, două fetișoare neagă, nu-i asta? Ai făcut pacostea. Ce pacoste? Apoi are să se mânie focul cu Ana Chirița pentru că... E chiar piesa ei. Dar ea lasă un color concertar. Dacă pentru cel mai mic lucru ar fi să se tot mânie unii și alții când se joacă vreo piesă, apoi n-ar mai fi chip de a avea teatru național. Să dea Dumnezeu să judece și cu Coana Chirița ca dumneata, dar parcă nu-mi vine a crede. Apropo, știi pe cine și-o ales gineri cu Ana Chirița? Și-o găsit gineri în sfârșit? Slavă Domnului! Că mult o mai umblat căutându-i cu lumânarea biata femeii. Dar pe cine-i zisești? Pe Berbanții și ei doi de care mi-ai vorbit unăs. Bondici și Pungescu? Ce zici? Așa, frate, o ales până o cules. Mi-a spus la urechii pe scară. Dar bine, soro! Aceia sunt niște târi brâu de n-au margi. O fugit din Focșen ca să scape de mâna administratorului, fiindcă dezbrăcaseră lumea cu teș mecherilii lor. De când îi pasc eu că doar eu îi prinde cu o caua mică și să-i trântesc la dubă. Așa. Până și mai alalter m-am pus cu din adinsul la cărți cu ei. Așa, nu i-ai prins cu vreo coțcărie? Nu, să ferez de mine ca dracu de tămâie. Și mi-e mai mare ciuda că mi-a luat vreo 15 galbini. Din banii dubitale? Aș, nebun sunt. Dar las că nu scapă ei de cuculeț. De-o știi că s-or strecura toți banii agii, tot am să-i înhăț. Dar ia spune-mi, nu cumva ați poftiți în astă seară la bal? No. Păcat. Ia ca musafirii, încep a veni arhon sărdar. Primește dumneata boierii că eu îi primi cucoanele. Bucuros, bucuros. Mai bucuros aș primi cucoanele. Iată-ne cu dăți la bal, veni vesel ne-adunăm, ne-adunăm ca să sărbăm mult plăcutul carnaval. Viva cei care dau bal în plăcutul carnaval. Doamna mea, îți mulțumim, balul-ți este minunat. Vrem să spun, să o aferim, parcă-i cale m-a curat. Viva cei care dau bal în plăcutul carnaval. Auzi, domnule Atras, așa, bag jocul, așa categorie, așa ca Chirițe, și-am pățit foarte smulțămesc de loznițe și de teatru. M-am eglandisit de minune. Îmi vine să plesnesc, na. Cum? Vai, bată-l concina de auftori care o fi așa la. Dar ce are el brec cu fetele mele de să leagă ni damnii să am de dânsele? Auzi,
două fete și o nineacă. Eu cred că o proastă că-i vreo istorie cu moral și mă duc frumos la teatru, fără ca să-mi treacă măcar prin gând că-i să mă văd parastuindu-mă chiar pe mine. Și dumneata? Da, știi, bucățică tăietă. Ba încă și să mă arăte la o mulțime de boieri, mă rog, cum m-am troienit în păcurari și cum îmi fac sprinșelile și cum mă sfădesc cu Ioana Țiganca și cum mă chinuiesc ca să mărit fetele. Dar și are el cu mine. Și are el la împărțit cu copilile mele. Aud? Ei, lasă, lasă, coană chiriță. Nu-ți mai închipui lucruri de pișeia lumii. Și te super deja. Îmi închipuiesc eu lucruri de pișeie lumii. Eu. Dar l-am văzut eu pe actorul așa la, făcându-și sprinșenile dinaintea oamenilor. Așa mi-a venit un paraxân că am ieșit numai decât din losniță. Și noroc am găsit în scara teatrului pe Spataru Pungescovici și pe Aga Bondișescu, care m-a întovărășit până aici. Iată-i pe amândoi. Bună seara! Dar și eu fi poftit la bal. Ia ca voinicii mei. Am să le iau urma toată seara ca un prepelicat. Doamne, de s-ar face gulița mea mai mare ca să scrie și el o piesă de fteacru. Am să-l pun să toarnă o piesă a oftorului, dar știi, să-l facă. Ei, bine, 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 lasă, treacă-ți mânia acu și eu o înghețată, doar că-i mai răcori. De care poftești? De alămâie? Ei, nu vreau de alămâie când străpezești dinții. Dați-mi dișe roșu, că bate mai bine la ochi. Haide, servește-te. Mulțumesc. Răși, bre. Mămulica mea, e ca o ghețărie. Vai, răși, bre. Domnilor, nu mi-e ta crisit în astă seară un joc de cărți, un stosișor, ceva, nu? Acum mari plăceri, domnule director. Las că pregătesc eu. Bil Pungescule și pe urmă aport. Oare? Țapân! Doamne, de i-aș prinde cu vreo coțcărie. Fetilor, na, că se începe dansul, țineți-vă frumos și nu fiți așa de posomorâte. Haide, Aristițu, haide, Calipsuțu, hai ca să vii cavalerii să vă poftească. Zâmbiți, bre, zâmbiți, mai trageți cu coada ochiului ca și celelalte. Ia privește, toate moașele spoftite pe rând, numai ale mele șed locului, parcă sunt șipte. Să vezi că n-or să se miște tătă noaptea. Tos. Mare noroc ai, domnule. Nu fie de ochi. Mă paște bine norocul cărților. Să jur că-s măsluite. Poftim? Că șăgalnic mai ești arhonsărdar. Monsiu, monsiu. Mamazel? De ce ai tras piriga de dedesubtul cărților? Aha. Eu? Ce-ai făcut, bre? Mă văzura. A, coțcarule, cu de-astea mi umbli. Bine că te-am prins. Ce vorbe sunt alea, domnule? Ce vorbi? Dar de când vă pasc eu cu prăjina? Domnule, mai boboci să pasc cu prăjina. Și boboc, auzi, ce boboc? Mai? Și boboc e fișorul lui tătine. Ce boboc? Gâscan? Gâscan eu? Gâscan? N-a gâscan! Ce s-a întâmplat? Dată și mă capul eu acum. Cine? Cine a dat o palmă? Cine a primit era o palmă? Auzi, nerușinare. O palmă, o palmă. Vai și întâmplare, stau în criminie, așa scandal mare, nu s-o pomeni. Vai și scandal mari, s-au încriminit, de șură turbari, mă sunt amețit. Vai și întâmplare, s-au încriminit, așa scandal mari, nu s-au pomenit. Ah, ce bine îmi pare că i-am căptușit. Domnule, ai să ne dai satisfacție. Satisfacție? Da, da. Ia-n așteaptă. Carnac, să vre că m-a surzit, parcă-i în codru. Poroncă! Pune-ți mâna pe dinalui și pe dinalui. Am codălchit-o, am sfeclit-o. Pe arhon aga și pe arhon spatar și catahristia iasta arhon spatar. Nu-i niciun catahrist cu coană. Am porunca de la departament să-i arestuiesc. Pentru că unul îi bondici și celălalt Pungescu. Doi coțcari din Focșeni. Coți! Cine-i mei coți? Coțcari! Valeu! Am dat cinstea pe rușine. Valeu! O leșinar din neaga!
Bună dimineața! Babaca! Babaca, m-a venit pe băcusa! Gugulea, babaca-i gugulea! Da. Care-i cu coala de gaz? Așa e cu balul, bre! Cine răcnește așa? Cu colonel Grigori, vânzor! Eu sunt cu mine cu pană, dragă, da? Dar unde ni chirițușca cu puiul? Nineaca? O alesâna, papa? Ce zici cu gulea? Iar o alesânat, măi, 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 măi! Dar ce smargiolina e? Ia frumos să-i mai șede! Ia, ia, vă rog, vă rog! Feriți într-o parte, că eu îi sunt popa. Acu-și o sâncie ca o muscă de iarbă. Ia, 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 tăcesc, tăcesc. Carnaxe! Și văd, dumnealui? Dumnealui, banul Grigori Bârzoi, ot bârzoien și soțul dumneitale tocmai din vremea volintirilor. Ăsta-i socul nene, bondici. Neschi. Urât tata mai avută, ră. Înțelegi cu coană de ce mă aflu eu aici la Ieșpi la șasă, aici, în loc de a-l orăi boierește la moșie după obișnuit. Înțeleg. Îmi vine să leșim de la inimă. Potrivit trăbașului ce ți-am scris din 15-a următoare anul 1844, am venit să te umflu din Ieși cu nepusă masă. Hai, 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 că Brustul și Coșurlă ne așteaptă cu preoții. Brustul și Coșurlă, scăpătați-i așa ea. Niște răzași. Nu, coană chiriță, dar păi să știi din ea ta că răzășii din ziua de astăzi au fost cele mai mari familii în vremea vechi. Iar în șepul lui Topisasu, mă rog, ajungă-ți. În sfârșit, vorbă multă sărășie. Brustul și Coșurlă sunt oamenii cu moșoarele lor, cu bănișorii lor. Cu jitișoarele lor, da, asta da, știu. Ei, hai, 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 hai la bârzoi, la locul nostru și nu mai umbla după cai despre părere. Sufletelule! Haide, haide, zic asta și nu mai lungi vorba. Trăsura ne așteaptă la scară cu lucruri cu tăi. Sunt cu minavetul meu? Tiranule! Așa, dacă-ți place, altădată să știi de la mine o vorbă bătrânească. Nu te întinde mai mult decât ți-i o gheară. Iar le topisățu, bre, las că-i destul, ia ca vin. Să-mi iau măcar ziua bună de la prietenii mei. Măi, măi, ca van mai ești. Cu plecășune, boier dumneavoastră. Copchilele le-ați văzut. E cât ales? Arestița și calepsița. Aisteți, cum le-am procopsit de 20 și atâția de ani. Una e de 16 pe 17 și una de 18 pe 19. Îi împlinesc chiar acum la lasata săcului. Precum le vedeți? Îs tinerele, frumușele, curățele, hărnișele, cu ghitarda lor, cu cadrilul lor, cu franțuzasca lor. Ascultați! Parle français, mamzel? Ui, mamă! Le-ați auzit? Ca apa, gomlo! Fetelor, le plezevu moșul cavalier de la Ieși? Ui, mamă! E minciuni, v-am spus. Și ziceți, vă place? Ascultați-mă pe mine, că eu știu și știu. Nu pierdeți chilipirul din mână. Fetele-s bune, de măritat, îs de minune, vă spun curat. Frunză verde mă și ieși, până nu pleca din Ieși. Spuneți-mi, mă rog, îndată, de vă place vreo fată, cu scrânieș ca să mă fac, lui Bârzoi să-i viu de hac. Iată-li-s bibiși hazlii, pupuiși să mă numie, vreți sau ba, soacră să fiu, fora-n palme, ca s-o știi. Dar păi tine-ați, bre! Fetele-s bune, de măritat, îs de minune, o spui curat! Hai, o frate, Chircoiu, hai că-i de-ajuns! Cor
taxe. Ați ascultat Chirița în Iași, adaptare radiofonică după comedia lui Vasile Alexandri. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași. Distribuția a fost următoarea: Coana Chirița, Miluță Gheorghiu, artist al poporului; Grigori Bârzoi, Constantin Sava; Aristița și Calipsița, Virginia Caradin Raiciu și Carmen Barbu; Pungescu, Valeriu Burlacu; Bondici, Ștefan Dăncinescu, artist emerit; Guliță, Alfons Radvanski; Văduva Afin, Margareta Baciu, artistă emerită; Luluța, Virginica Bălănescu; Serdarul Cuculeț, Ion Lascăr, artist emerit; Un Fecior, Emilian Popescu; Ioana, Eliza Nicolau; Vameșul, Nicolae Veniaș; Surugiul, Constantin Cadeschi; Neamțul, Mihai Grosaru; Copiii, Vali Marinescu și Lidia Persovski; Unipistat, Virgil Raiciu. Conducerea muzicală, Sandu Leonte. Regia artistică, Miluță Gheorghiu, artist al poporului, și Mihai Zira, maestru emerit al artei.